Ziua și cu tremurul în municipiul Drobeta, Turnu Severin. După ce ieri a fost înregistrat un prim cutremur cu magnitudinea de 5,2, astăzi, în nici 24 de ore, a fost înregistrat altul cu magnitudinea de 5,6. Acest lucru a creat isterie printre severineni. Două cutremure în nici 24 de ore au fost resimțite în municipiul Drobeta, Turnu Severin. Dacă ieri cutremurul a fost de 5,2 grade, astăzi a fost unul mai puternic, de 5,6 grade. Cetățenii au intrat în panică totală în contextul dezastrului de acum câteva zile din Turcia. Datorită cărbunului scos din zona aceasta, de aia a fost cutremurul ăsta. Ați simțit? Am simțit, sigur, că eram în casă, eram la televizor. Un pic a fost, n-a fost cine știe ce, dar să nu fie mai rău de acum încolo. Unde erați? Stau la țară. Și s-a simțit destul de puternic? Sau? Nu. Dar în contextul celui din Turcia, nu v-a panicat acest lucru? Ba da. Mi-am adus aminte de 77. Cum a fost atunci? Nu pot să vă spun. Stăteam la etajul 4 în oraș. Și a fost groaznic. Am crezut că zbor cu pat cu tot. Am crezut că se dărâmă blocul. Aveam și doi copilași, fratele meu și nepoțelul meu, mama mea. A fost îngrozitor. Această întâmplare le-a trezit totodată amintiri neplăcute din anul 1977, atunci când au murit peste 1500 de oameni, dintre care peste 1400 numai în București, iar alți aproximativ 11.300 au fost răniți. Acum să nu l-am simțit, dar eram în baie și o dată m-am pomenit că se mișcă garsoniera cu mine apartamentul și n-am avut timp să mă sperie, că s-a și oprit cu tremurul. După aia m-am speriat parcă, da. În contextul celui din Turcia, mă gândesc că v-ați... Am scăpat ieftin. Erați? Eram acasă aici. Și n-a fost nimic, eram în interior. Zguduiturile care a fost, dar nu s-a întâmplat nimic. V-ați panicat pe moment? Un pic. Am ieșit afară și am auzit că a mai fost o replică, dar slabă. Poate ne-am speriat așa rău și în contextul celui din Turcia? Tot ce e posibil, Și panicați așa, dar... Cam rar la noi aici, în zona noastră. E pe falia asta spre Iugoslavia până... V-a adus aminte poate de cel din 77? Da, eram la țară atunci. Cum s-a simțit acela, făcând o diferență? Rău de tot. A fost rău de tot. Și-a durat și mult. Și-a fost prin tasare din asta, nu așa la orizontal. V-ați temut pentru viața dumneavoastră? Da, bineînțeles. Bineînțeles, eram la... afară în curte și chiar lângă fântână și se urla fântâna, urla pur și simplu. Groaznic era. Cutremurul de azi a stârnit panică în rândul oamenilor. Ca urmare a seismului înregistrat în cursul zilei de astăzi, până în acest moment, în dispeceratul Isu-Mehedinți, au fost înregistrate trei apeluri care au semnalat efecte ale cutremurului în două localități. Primul apel semnala faptul că în orașul Baia de Aramă, pe un bloc ANL, câteva țigle sunt în pericol de cădere. Cel de-al doilea apel semnala fisuri în pereții unui imobil din municipiul Drobeta, Turnu Severin, unde 22 de persoane s-au autoevacuat. În urma celui de-al treilea apel, un echipaj din cadrul detașamentului Drobeta, Turnu Severin a intervenit pentru înlăturarea pericolului produs de un burlan aflat în pericol de cădere. Pentru verificarea celor sesizate, echipaje operative de pompieri din cadrul Gărzii Baia de Aramă și detașamentului Drobeta Turnu Severin s-au deplasat în teren. Detașamentul de pompieri Drobeta Turnu Severin a intervenit pe strada Traian din municipiu pentru degajarea unor elemente de tencuială ce erau în pericol să cadă pe cetățeni. Am intervenit cu o autoplatformă de lucru la înălțime, s-a degajat tencuiala fără probleme. Cutremurul este un eveniment imprevizibil, de aceea este important să cunoaștem cât mai bine modul în care trebuie să acționăm, indiferent de locul unde ne aflăm. În ultimul secol, pe teritoriul României, s-au înregistrat 13 seisme cu magnitudinea de peste 6 grade pe scara Richter, care au afectat peste 400.000 de oameni și s-au soldat cu mai bine de 2.000 de victime.